Că data trecută... Păi dacă merg cu el cu mașina de servici de luni până vineri, mai merg și eu sâmbătă și duminică. Merg, treaba. Am început să duc compactul. Am 10 ani la asta și azi mai plecat, sunt bine. Nu mai... Când o fi să plec de la el, mă las de tot de tot și gata. Azi am dat de sunt bine unde sunt și m-a lăsat pe spate. Și mulți plecat la fără. Dar mă, uite, cuvele noastre. Da. Dar pot să-mi fac, altfel dacă nu vreau un pic de vin. Și care trebuie să cam pe peste tot în situația asta, știi? Dar noi suntem cu alimente, diferă fructe, legume, mirecea pentru toată Europa. Și asta nu, da. Că noi ne afectează cu nimic, noi sperăm la foc continuu. Merge, după cam atât de sigur, că Dumnezeu e bine, mai trebuie să o... 2, 3, 4 ani, nu mai putea să Ne-am propus și rămâne pe tot. Da, cam eu, nu știu. Ok, lumea, nu stau, rămâne la fel. E bine dacă știu. Păi eu aia vreau să fac, că știu că am dat de mers, să mergi pe afară și pe peste tot și aia vreau să mai fac ăștia cu bani. Când pot să rămân eu cu bani. Da? Bine, nu și n-am spus, că știu că răzare că la noi de timp, când sunt mai timp de... Da, e voie să mai faci asta, că noi ne oprește pe autostradă, prin Germania, oprește poliția și cere factura, transport. Deci, la viață, ești sub prețul lor, că cam prălește până la patru. Nu prea ai voie să mai... Nu, adică eu fac factura, dar își nu vei pierde prețul. Nu prea merge. Vedem, ce la Dumnezeu. Așa din mult. Și altă spate, după care de asta că trebuie să faci și returi de nu știu ce, da. Trebuie să mai vii cu asta înapoi, mai cauți o tație, de exemplu, în Constanța la care vreau să fie dus cu un camion mare, dar tu trebuie să fie tație. Nu poți să-i duc în el București, nu pe tot camionul de nici locul de stres. Da, mai e voie, plătești. Plătești, acolo e pe zone, în București, zona A, zona B, zona C. Zona A e la casa poporului, când acolo se reautorizat și plătești. Deci era doamne, că am plătit eu acum câțiva ani de zi, am fost în centru, în București, în București, pe care chiar acolo, vreo 4 milioane pentru o zi. Dar după ora de ce se era intrat. Degeaba plăteai că tot era intrat, e noaptea. Că n-ai cum, nu poți să intri. Nu poți să intri, probabil că nu... Nu poți să intri decât cu camionul cu tine la 7.5 tone. Că pe 7.5 tone dimineața, anumite ore. A, și mai bine, intru eu prin centru Berlinului, de n-am ce treabă, că afară n-ai probleme de genul. Și pe oriunde. Păi și ai noștri care fac cu cale, cu camionul, cu tot. Păi, eu cred că bac pe fac și interior un pic, că mi-a măzgărit o Silvie. Mi-a spus aici, aici. Se fac două săptămâni în carantină și eu nu pot să rămân.
acolo. Vede? Asta nu mergem aici, la noi, la... la Mămăița. Nu-i fac interiorul? Nu, nu-i fac. Săptămâna viitoare, ne? Păi, l-am spălat tot din săptămâna. Odată a venit mașina de gunoi și mi-a prins niște gunoi pe ea. Dar acum am fost eu cu boroaiele din toată lumea. Mai fă la țară pe ea? Da. Pe aici, a? Mă scolește. Ah. Dacă n-aveam apărătorile de noroi, mi-a aruncat pe ei. Așa mi le aruncă mai jos, dar tot se oprește careva pe drum. Ce, dar asta ce că te oprește careva? Să le spere pe alul urmă, întâi, pe urmă să le vadă. Mă duc că mai am treabă.